Seria de evenimente care marchează cei 150 de ani de la ridicarea Reghinului la rang de oraș liber regesc a continuat vineri cu un turneu de șah pentru amatori, Cupa Municipiului Reghin, în organizarea primăriei și a Sindicatului Pensionarilor, filiala Reghin. Organizatorii spun că în urma acestei prime etape va urma și o etapă județeană, ce va avea loc în vara acestui an. Pentru evenimentul de astăzi pot să amintesc sigur că în colaborare cu Consiliul Local Municipal am organizat acest concurs atât pentru pensionari cât și pentru celelalte persoane mai tinere, să zic așa, care nu sunt în pensie. Cu ocazia celor 150 de ani de denumire a orașului Reghin, oraș liber regiesc, Primăria Municipiului Reghin, colaborare cu Sindicatul Pensionarilor, organizează un turneu de șah pentru amatori, dotat cu premii, cupe, diplome, alte materiale promoționale, cadouri. Turneul de șah este dotat cu Cupa Municipiului Reghin, ediția întâia dorim să fie, să se organizeze în fiecare an la nivelul Municipiului Reghin. Câștigătorii acestei prime etape au fost Vasile Pușcaș, clasat pe locul 1, Aron Șerban, locul 2, Ioan Muș, locul 3 și Simion Lazar, locul 4. S-au acordat cupe, diplome, medalii și cadouri.